E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Ursul. Bună ziua, Pandi! Bună și ție! Ce s-a întâmplat acum? Uite, nu pot să ajung! Bună! Ce este asta? Ce e? Asta e Maro? Poate ar fi mai bine să le ceri ajutorul prietenilor. Da, mă descurc! Mă descurc! Unde te duci? În sus! Funcționează acum! Pandi, nu le poți face pe toate singură. Să-i chemăm pe prieteni. Ajutor! Vă rog! Să ajutăm! Să ajutăm! Copii. Atunci când lucrați împreună, sunteți cei mai puternici! Maro. Pandi, care este culoarea ta preferată? Este maro! Uite blana ursului, ea toată este maro. Este maro, este maro. Conuri mari maro de brad ca de deasupra în cap. Direct în cap și fac popoc. Un butuc maro se așează ursulețul cel maro. Ursulețul cel maro, ursulețul cel maro. Apoi el urmărește fluturașul maro. Fluturașul maro și acum l-a prins. Ce fluture maro frumos! Da, fluturaș! Ia să vedem, cine mai este maro? Calul este maro. Maimuța este maro. Cățelușul este maro. Până și bufnița are pene maro. Dacă stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Dacă stai prea mult la soare, apropo, pielea ta se va bronza, va fi maro. Și vei fi maro, și vei fi maro. Tu vei fi maro, maro vei fi. Versiunea limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele.
Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime!